Însă nu tuturor le-a picat bine Crăciunul. Spitalele primesc pacienți pe bandă rulantă. După mesele copioase stropite din plin cu vin, mii de români au început să se simtă rău. Am mâncat un pic de cârnat și mai s-a făcut rău, mă doare abdomenul. Ați ținut tot postul? Da. Așa încep cele mai multe dintre poveștile de la camera de gardă. Moș Crăciun a adus celor care lucrează în serviciul de urgență numeroși pacienți cu numeroase colecistite, colici biliare, gastrite, ulcere, hemoragii digestive. Cumpătarea le-a lipsit pacienților. După ce au ținut un post drastic, s-au giftuit cu bunătățile pregătite pentru sărbători. Cârnați, cartaboș, cegiri, răcituri. Mi-a început dureri din stomac. Dacă urmați câteva sfaturi simple, puteți să evitați vizita la doctor. Este recomandată mișcarea, de preferat plimbările pe jos câțiva kilometri, între 3-5 kilometri. Moderația este cuvântul care ar trebui să guverneze, să spunem, aceste zile. Dacă pe masă avem un grătar și o salată și niște fructe, nu cred că se supără nimeni. Dar nu numai mâncatul face probleme, ci și gătitul. Multe dintre gospodinele care pregăteau bucatele de Crăciun ajungând cu arsuri prin lichid fierbinte la nivelul mâinilor sau... Medicii au de luptat zilele acestea și cu depresiile. Crăciunul îi împinge pe mulți la gesturi nesăbuite. Pentru că soțul meu nu i-a plăcut să facem marele fericiți. Am fost nevoit să tratăm 8 astfel de cazuri exacerbate de depresia de sărbători. Și cum sărbătorile de iarnă sunt abia la început, medicii așteaptă să tot fie vizitați până după anul nou.